mulțumesc că ați răspuns să participați la această ședință, ce are drept scop instalarea în funcția de subprefect al județului Bacău, a domnului Sorina Ileni. Pentru aceasta am să dau citire hotărârii de guvern numărul 460 din 2016. Având în vedere prevederile articolului 19, alineatul 1, litera A și ale articolului 92, alineatul 1, indice 1 din legea 188/1999, privind statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 8 din Constituția României republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. Domnul Ilenie Sorin Gabriel exercită cu caracter temporar, în condițiile legii, funcția publică de subprefect al județului Bacău. Semnează Dacian Cioloș, prim-ministru, contrasemnează ministrul afacerilor interne, Petre Tobă. Am eu emoții mai mari decât nu sunt. Urmează un moment solemn. Depunerea jurământului. Vă rog să vă jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Am jurat, va fi dus la îndeplinire în tocmai. Nu vă trebuie niciun efort ca să vă fac să fiți mândri de mine. În mod normal, cariera mea a început în sectorul administrativ, tot în prezidiul acestei clădiri care are rezonanță aparte în istoria județului nostru. Totul se întâmpla în anul 2008, începând cu luna mai, când domnul prefect Claudiu Octavian Șerban mi-a întins mâna și mi-a zis, bine ai venit în echipa noastră. De acolo s-a spus mai bine de 8 ani de zile. Sunt 8 ani în care am fost dedicat administrației publice. Au fost ani în care am învățat enorm și dați-mi voie ca în acest moment să mulțumesc celor care m-au călăuzit pe acest drum până acum. În primul rând, o mulțumire specială și o să-l port mereu în suflet, eu adresez domnului prefect Claudiu Octavian Șerban, cel care m-a inițiat, care mi-a făcut botezul administrativ. După aceea, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului prefect Constantin Dorian Popovnicu, o persoană de la care am avut foarte mult de învățat, iar energia și motivația dumnei sale m-a inspirat tot timpul. Și acum, începând cu luna martie a acestui an, am avut onoarea și privilegiul să facem o echipă împreună cu domnul prefect Ioan Ghica. Sperăm să nu vă dezamăgim în această formulă. Vă asigur încă o dată de toată deschiderea mea și sper că întotdeauna cetățenii județului Bacău vor fi mulțumiți de ceea ce vom face aici la instituția prefectului. Avem niște proiecte importante pe care vrem mai întâi să le vedeți. Vrem să lăsăm faptele și nu vorbele să spună lucruri. Și de asemenea, vă asigurăm că întotdeauna la instituția prefectului va domina transparența. Domnule prefect, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră, distinși colegi, de la care am avut foarte multe de învățat și cu care sper să colaborăm în continuare ca și până acum. Vreau să vă asigur că nu ați pierdut un coleg, ați câștigat un subprefect. Este tot ceea ce am deocamdată să vă declar. Vă mulțumesc mult! Să ia cuvântul.
să mai vorbesc eu. Îmi place foarte mult să vorbesc. Suntem într-un moment când am finalizat alegerile locale, avem consiliile, toate consiliile locale constituite și în funcție, avem toți primarii investiți și oficial în funcție, avem Consiliul Județean constituit și în funcție, avem un președinte al Consiliului Județean de asemenea oficial în funcție. Ne mai trebuia un subprefect. Astăzi îl avem. Așa că echipa administrativă a județului Bacău este completă. Vă mulțumesc că ați participat la această ședință.